bună dimineața. Așa arată dimineața aici. Bungalowul nostru. Dale. O nouă zi aici în Sri Lanka. Este ora 8:20, iar acum ne pregătim să luăm micul dejun. Haideți cu noi. Haideți să vedem ce face Andrei. Dar pe cine am găsit aici? Bună dimineața! Bună dimineața din Paradis! Da, v-am arătat peșteșorii, iar venit. Sunt fabuloși, nu știu dacă se văd pe cameră. Foarte mici. Alocația este de vis. Hai, hamac! Mi place foarte mult aici. Chiar dacă e mai hippie. Hippie, da. O ardem pe hipstereală de data asta. Nu mă știu să-mi placă. De fapt, prima reacție a fost nu pot să dorm aici. Dar după ce m-am uitat în jur și mi-am dat seama cât de frumos e, mi-am zis că rezist. Și n-aș mai pleca de aici, sincer. Da. N-ai nevoie în cameră, te mai mult pentru că stai afară, majoritatea timpului. Pentru că doar dormi și pentru dormit e suficient, e curat. Da, și poate e foarte... Confortabil, nu? Problemele mele erau că sunt niște spații goale, în spate acoperiș și mă... Și o să intre dragonul și o să mănânce noaptea. Deja îmi făceam filme, că intră șerpi, șopurile, dar nu, aici nu sunt șopurile. Nu, nu sunt, nu sunt. Nici țânțari. Poți să stai liniștit afară până târziu. Adevărul că e foarte mișto să te trezești, să deschizi ușa și să vezi oceanul și plaja. Iar nu există ceva mai frumos. Suntem deja de două nopți aici și e destul de ciudat. Oceanul se aude foarte tare. Da, noaptea. Eu n-am dormit azi noapte. Nu ești obișnuit cu acest sunet, noaptea mai ales, și nu știi ce se întâmplă. Te trezești de foarte multe ori. Da, e impresia că e furtună, că plouă, că e... ceva nasol afară, dar de fapt nu, doar valul e și asemenea. Da. Ne-a venit micul dejun. El este proprietarul, e cel mai de treabă proprietar. Îți am întâlnit noi. Thank you. Astea sunt ouă prăjite? Varianta Sri Lanka. Ah, ce tare. Ia, gustul unul. Înainte de... Bă, n-am mai văzut ou prăjit. Am văzut că sunt niște gogoși. Să nu stăm cu... Arată bine. Da, da. Oare cum l-au prăjit? N-am mai, nici n-am mers prin cap să facem. Cum e? Ce gust are? Diferit față de un ou normal. Nu, e fier. Ca o fier, doar că are crusta asta. Prăjită. E bun. Da, arată mult. Ce mai avem aici? Un? Gem? Gem? Păi, o să mai avem un sucuri. Cafea? Iar acum ne-au adus sucurile. M-am luat un fresh de banane. Iar Andreea și-a luat chestia la ananas, nu? Nu, nu. N-am pus de ananas. Dimineți perfecte sunt astea. Ne-am mutat mai aproape de... Grea viață. Până acum, deși avem o săptămână, fix o săptămână de când am ajuns în Sri Lanka, ne declarăm fascinați de țara asta. E foarte frumoasă, e extraordinar de frumoasă, nu mă așteptam. Și noi n-am văzut mare lucru, adică am văzut negombo și acum sunt mungale. Urmează să ne deplasăm mai mult. Da, acum am luat o haibui pe aici prin gale, mergem să căutăm un bancomat să scoatem niște bani. Dar primul bancomat e la 5 km de distanță. Și trebuie să luăm un tuk-tuk, dar nu găsim deocamdată. Oamenii își fac gardă aici din frunze de palmier.
Gata, am scos bănuți. Acum putem sta liniștit. Foarte mulți oameni aici la ciuchia asta. Nu știu ce. Da, cea mai frumoasă zi de naștere, 33 de ani, aici în Sri Lanka, în Gale. Vrei street food de aici? Hai zi cât? 100? Hai. Hai că Andrei e o negociatoare bună. A negociat la 100 drumul nostru până la plajă. E ok? Da, cum să nu dai? Băi, cât să le dai? 100 înseamnă 2 lei. Vezi ce plajă faină. În sfârșit am găsit și noi un lagăn. Și o plajă pustie. Da, aici oamenii nu stau la plajă. Cum se pare? Superbă plaja asta. Da, da. Superbă și mi se pare fascinant că nu e niciun om. Bine, la câte plaje are Sri Lanka, e imposibil să fie toate super populate. Dar nu e o zonă turistică. Fac aici niște... Facem o ședință foto. Hello! Where are you going? Ah, 2 km near. Yeah. We stay here. What is your country? You are beautiful. You are beautiful. God. Dar acum mergem să luăm ceva, o nucă de cocos, să vedem că e foarte cald. Iar doamna care a oprit cu fetița aceea frumoasă, a zis că mama ei vin de aici. Aia sunt eu când eram mică, deci fix așa arătam. Neagră, neagră și slabă. Eram mai slabă ca ea acum. Era frunză ca stron. Hello. Hello, one coconut. How much is one? Stai, cât mă arată că costă o nucă de cocos. 80. Ok, one. Da, e 100, nu... Here near my daughter. Yeah. Dar uitați cum umblă oameni. Îmi plac foarte mult oameni din Sri Lanka, nu știu, foarte, foarte amabil, foarte drăguț. Și nu mai e impresia aia că vor să te fure, nu, e... Au așa o bunăvoință și plăcere de a sta de vorbă cu tine ca și turist, te salută. Bine, nu e foarte turistică Sri Lanka, în special zona asta unde suntem noi. Acum mergem să căutăm un magazin aici în sat. E un sat, nu e chiar în oraș, în Gale. Să vedem ce au, ce găsim, nu? Ce vreți să cumpărăm? Orice. Orice. Ceapă sau apă? Apă. Da, e foarte mișto. Te vizi plaja, pustie. Doar noi și încă câteva turiști. Kilogram de cartofi 170, ceapa 55, usturoiul
18,5, dar nu știu, bucata sau nu. Ce mai avem aici? O paste Barilla. Nu prea au prețuri afișate. Suntem într-un magazin local, într-un supermarket, dar nu sunt afișate prețurile, nu știu. Cât o costa, uite, la câteva. Să pun 57. Da, dar nu sunt parafel. Să pun. Așa arată casa. Cineva. Da, frate, aici autobuzul mai important decât salvarea, sau poliția. Merg pe contrasens. Hai să vedem puțin piața asta. E o piață locală aici, în Sri Lanka, cu legume. Morcov. Speclă roșie. Asta nu știu. Fel de castravete uriaș. Ce mai avem aici? Nu știu ce stați. Da. Da, frate, nu știu ce sunt astea. Sunt banane verzi. Și fel și fel de legume foarte, foarte ciudate. Hai, recunosc varza, usturoiul, lime-ul, conopida, cartofi și acolo. Aici rădăcini, nu știu, ardei. Da, foarte, foarte interesant. Speclă, probabil. Foarte interesant. Ce morcov uriaș. Vrei un morcov? Foarte interesant. Poftim? Roșii, ca să vezi că sunt salată. Varză. Am stat aici într-o cofetărie și ne luăm niște chestii. Ne-au o gogoașă, care costă 15, nu știu, nu e mult, ia-o dar. Pentru prăjituri am plătit suma de 135 de rupii. Iar la supermarket, două ape și o pachet de biscuiți, 190 de rupii, da. Ieftin. De menți ăștia cu autobuzele. Haideți să cumpărăm câteva fructe. La o doamnă din ne-a mai luat, da. Banane. Da, da, foarte bune. Și mango ia. Și un papaya. Nici le tai direct din ciorchine. Nu, pe de. $1 kilo, 221 kilo. Okay. One kilo. Now we do. Okay. Now we do. No. 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 No
Mor de lemn. It is fruit. Da, da. Ce tare arată, da, arată. Drink. Ia arată cum arată la cameră. Asta e un măr de lemn. E folosit pentru sucuri. Hai să încercăm. Păi și cum îl faci cu sucuri? Priviți ce fructe, unde n-ai văzut în viața ta, știu. Astea fructele pe care le-am luat, adică banane, mango, papaya și un măr. Care arată foarte dubios. Arată dubios. Vedeți, am plătit 400 de rupii. Adică 10 lei, cred. Da. Vreau să mă mut în Sri Lanka. Da, e fabulos. Îmi place. Fabuloasă insula, țara. Îmi place la nebunie, deci chiar vreau să mă mut aici. Da, amestecat cu lipură de fier. Foarte. Da, da. Hai că ne prăjim. Dar... de la Roci. Este fabulos. Cum ar zice Ion. Sincer, suntem de 3 luni jumătate prin Asia. Am mâncat în mare majoritate street food și la restaurante locale și nu am avut niciodată nimic, absolut nimic. Să nu aveți o reținere să mâncați street food când veniți în Asia. Pentru că e cea mai gustoasă mâncare. Rare ori am mers la restaurante occidentale, gen KFC. Am mers la restaurante turistice, dar de regulă am mâncat la locale. Pentru că vrem să vedem cum mănâncă ei. Gustul ăla autentic. Da. Și am avut noroc. Nu-i doar nu ține de noroc, ci probabil este tot așa. E, na, mâncarea până la urmă e făcută pentru ei, să o mănânce ei. Și mergi pe principiu că nu mănâncă ceva rău sau ceva stricat. Corect? Au niște particule. Da, și aici nu găsești bere nicăieri, doar la beer shop-uri. Magazine specializate în care vând băuturi alcoolice, vin și bere. Nu găsești la supermarket, la magazinul de la colțul străzii. Răspun că și chiar și cei care au cazări sau restaurante, le vând pe sub mână, nu cred că au voie să le comercializeze. Am ajuns în cuțușorul nostru. Și asta arată ca un nou fix de ce zâmbim. Nu e unde vreau să se stasă. Da, seama. Tot am citit că sunt vreau să se stasă aici. Arată dubios. Cert e că arată dubios și... și cum miroase? Nu prea te îmbii așa să-l mănânci. Miroase măr. Deci are mirosul ăla specific de măr. Da, cel de un acuparan de la crăpat. Da, ia o gură. Da, ia o gură. Mușcă tu, hai, de o filmezi. Hai să râzi. Ia gustă, dar nu... hai, Andreea, gustă. Hai, vino cu... combinație între pară, măr și bucuie. Poate acum. Îmi combina ce. Nu e rău. E de bun. Ce carapace, frate. Fabulos. Bun. Da? Ia crișor așa. Curier, bun. Nu știi vitamina ce. Da. Haideți să vă arăt ceva drăguț. Soția mea și-a găsit o nouă pasiune. Hai, zice, că acum vrei să faci râs în fața camerei. Aici. Nu pot. Hai, încearcă o dată.
Andreea, aia Andreea. Hai să mergi un pic, hai încă o dată. Vrem o dublă. Călărește un val. Da, adevăr că nu-i prea iese. Dar insistă, asta e important. Păcate, ieri mi-am pierdut GoPro-ul în ocean. Proprietarii cazării unde stăm noi acum au zis că s-a mai întâmplat asta în trecut cu alți clienți ai lor și într-un final au găsit cei mai norocoși. Și-au găsit lucrurile undeva în partea acolo. Au promis că mă ajute, dar o să vedem. Eram cu o astfel de placă și aveam GoPro-ul prins pe cap. A venit un val, m-a dat la fund și m-a sărit, îți dai seama. Pe cine am găsit aici? Pe cine? Cine? Cam așa arată zi din viața noastră. Eu am birou sus. E greu aici, în Sri Lanka. Potato and potato ham and this is fish leg. I eat before. No. Nice. Da, acesta este micul nostru dejun. Arată delicios. Snake. Habar n-am cum se mănâncă toate nebunile astea. Dar le pot vin și eu, fac mie. Cum a fost? Asta sunt calamari. De tot un picat aici. Ăla e bun, nu e picant. Și tot are curry. Uite, ăsta este curry. În frunze de curry. Ai deschidat. Nu, e curry. Cât a fost cam asta? 1400. Da, 1400 de rupii, nu? Da. Cea mai bună mâncare. Și cu așa o priveliște. Pe lângă peștișori, n-am și iepurași. Banii s-a pe nisip. Soarele tocmai apune. Iar noi... Da, de-aia încă mai mănânc, eu am terminat. Ca după război a rămas aici. Nimic. A fost